a rămas, unde și-a văzut de atelier și la înființarea Facultății de Arte a Universității de Vest a devenit pilonul secției de gravură. Eu am întâlnit-o acum, nu știu, 2001, parcă era șefa Catedrei de Grafică de Gravură. Și acum încep și o poveste personală. Stabilind, cum am spus în textul de sală, că a descris prin cariera exemplară și prin energia care o caracterizează genetic, nativ, un paralelogram de forță extraordinar în aceste centre culturale, unde a semnat ceva, unde a plecat și nu s-a erodat nimic din entitatea Suzana Fântânaru. I s-a spus, ea ne-a șoptit înainte de vernisajii, i s-a făcut un interviu pe ideea de nomadist, care nu e peiorativă, este extrem de valorizat acum. Un om de cultură, un artist, trebuie să aibă un destin nomad într-o lume care se unifică sau se amestecă, de fapt, însemnând că e el pretutinde. Acum, atelierul Suzana Fântânaru, așa cum l-am văzut eu acum câțiva ani, nu mi s-a părut deloc un atelier de grafician, de gravor, toate că ea, în anii 80, a reprezentat un monument al imaginii realizate cu mijloacele anilor 80 în xilogravură. A ridicat xilogravura pe anumite teme, pe anumite, la rang de monument. Da? Așa o știam noi, o știam și eu, ca tânără, nu știu ce, jurnalistă. Ei, și când am văzut atelierul din 2000 și ceva, a fost cu tot o altă investiție pe care a trebuit să o decantez acum pentru dumneavoastră, ca să o reconstitui și să explic și ce este acum pe pereți. Și îi spun că un atelier de, spun că un atelier de grafician are o anumită ordine, un anumit centru pe pupitru de desenat, o anumită atmosferă aseptică care provine din scriptoriu medieval. Atelierul Suzanei Fântânaru seamănă mai mult cu un atelier de sculptor. Ei, și atunci am zis că niște substantive din acestea active de acțiune care s-ar potrivi ei ar fi zidirea, ar fi modelarea, ar fi imbricarea. Ea modelează, construiește, zidește, înalță hârtie. Nu alte materiale sculpturii, ci hârtie. Hârtie nu are care, ci înainte activată de tot felul de vector grafici. Și în această etapă a creației ei, nu numai ei se întâmplă asta, am să pomenesc și un grafician care străbate, se scaldă în noată, tot verbe din astea plenare, în culoare. Aceste cioburi de activare grafică sunt abordate de Suzana Fântânaru cum la corp. Adică ea se luptă cu o materie și o pune în operă la nivelul întregii energii corporale. De aia spun că seamănă mai mult cu un atelier de sculptor. Și acum, din punct de vedere așa, al morfologiei imaginii, simțim și efectul acesta foarte rafinat de palimpsest, de strat care spune ceva peste altceva, dar și aluviunea, tot în sens pozitiv. Conturul mare, antropomorf, care îi folosește ca serie tematică de mai mult timp, acest contur generos, arhetipal, care pulizează frumos între fertilitate și totem, între funerar și germinativ, se umple la ea cu o bucurie extraordinară a ceea ce are deja în atelier, a ceea ce recuperează din realitate, cu un fel de magie a capta expresivitatea grafică. Nu numai grafică, că, repet, și cea cromatică cu o mare bucurie. Ce am văzut de ună zi, că îi se întâmplă și lui Ion Banaitescu, mai bine cunoscut de noi, de București, care cam așa, cam tot de un deceniu și ceva, expune culoare. Culoare care e tratată altfel. Pata de culoare provine din laboratorul lui de grafician. Ceea ce o definește pe Suzana Fântânaru ar fi scara, monumentalitatea, ritmul, cadența, rimele între lucrări, organizarea lor în strofe și apoi în cânturi, așa i-am spus eu în text, și ridică această stare grafică de plină, cu culoare, cu tot, cu detaliu de scriere, cu
document vechi cu colaj, ăsta e relevul principal, colajul din care se adună toate, ridică acest tip de expresivitate la o cadență epopeică. Și încă o dată, pentru că manevrându-le odată cu Radu, acolo în atelier le-am văzut, le-am simțit aproape, mi se păreau niște văruri, le pliam ca niște văruri și pentru că multe din titluri trimit la sarcofag, la plutonic, la lucrurile grave, dincolo de creștinism, le-am spus dvere, dar fără conotația aceasta ortodoxă, de fapt văruri de mormânt care nu te duc spre severitate și îngheț funerar, ci din contră semnalează germinația, fertilitatea și revin la celălalt câmp imagistic folosit, simbolic folosit de Suzana Fântânariu, care a sunat așa în alte lucrări și serii ale ei, materia mater, metamorfoză, somnul pământului și lucrurile care o reprezintă și ca entitate, așa cum o vedem între noi, o forță feminină a naturii și a culturii. Vă mulțumesc! După aceea, să scrie despre asta. Imediat